Recent, Roman TV a solicitat o grilă de salarizare, incluzând și sporurile angajaților din primăria Roman. Ulterior, la adresa solicitată, redacția a primit o organigramă fără salariile aferente fiecarei funcții în parte, dar și câteva linkuri cu trimitere la funcțiile ocupate de angajații unor direcții ale administrației publice și salariile aferente acestora. Fără sporuri, în cazul în care unii dintre angajați primesc astfel de stimulente. În baza acestor informații aflăm că, în prezent, primăria are 372 de angajați, din care o 196 sunt funcționari publici. Potrivit organigramei la care s-a făcut trimitere în răspunsul la adresa formulată de Roman TV, sunt două posturi de demnitar, două ocupate în cabinetul primarului, 478 încadrate în aparatul de specialitate al primarului și alte 500 în serviciile publice subordonate cu personalitate juridică. Conform legii, salariile și indemnizațiile funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciile publice de interes local fără personalitate juridică la data de 3 septembrie 2020 erau reglementate astfel 18.200 de lei pentru primarul municipiului roman, 15.600 de lei pentru viceprimar, 1.456 de lei pentru un consilier local. În privința salariilor din cadrul funcțiilor publice de conducere, cel mai bine plătit este secretarul general al municipiului cu un salariu de bază de 9.552 de lei, urmat de arhitectul șef cu 8.020 de lei. La capitolul funcții contractuale de conducere pe primul loc în grila de salariza se află administratorul public al orașului cu un salariu de bază de 11.440 de lei. În cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman aferente familiei ocupaționale administrație, directorul executiv deține un salariu de bază de 8.013 lei iar un muncitor necalificat 2.777 de lei. În cadrul Direcției Administrare Piețe, directorul are un salariu de bază de 7.661 de lei. Același salariu încasează și directorul Clubului Sportiv Municipal Roman dar și cel al direcției municipal Locato. Cât despre sporuri, Roman TV nu a obținut informații legate de acest tip de stimulente pe care unii angajați din primărie ar putea să le încaseze și nici ce categorie de sporuri ar câștiga în cazul în care sunt angajați stimulați în acest mod. Acestea, deci, rămân cel puțin pentru moment un mister. În final, redăm lista completă a bugetului total al cheltuielilor salariale pe anul 2020 preluat din evidența direcției economice.